Deci, sub radical. Plus, minus 1, nu, am spus plus 11, la 11. Deci, minus 1 la 11. Așa. Minus 1, nu minus 11. Minus 1, ai zis, la puterea 11. Da. E minus 1. Ce ne-a zis? Pe acolo n-am scris 11. Nu, minus 1, am zis. În paranteză trebuie să pun. Plus, a, da. Minus 1, așa ne-ai zis. Da, minus 1. La puterea 11, trebuie să pun în paranteză pe minus 1. Ori radical din 0,16 plus 0,16 0,16 în perioadă plus 0,16 în perioadă ori radical din 0,36 radical din 0,36 4,4 da, 2 de 4 15,2 15,2 ori 140 radical din 144 supra 10 la 4-a. De fapt, 100 la 2-a. Adică va face... 12 supra 100. 12 supra 100, corect. Plus... Plus minus 11... Minus 1. Deci rămâne minus... 1. Minus 1. Adică minus 1, poftim. Minus ori, 1, când... Ori... 16 supra 10 la a doua, adică 4 supra 10. 4 supra 10. Plus 16 minus 1, adică 15 supra 90. 90. Ori 36 supra 10, supra 100. Adică 6, 6 pe 10. 10. Și cam mai departe. 2 cu 2. 2 cu 12 simplificăm. 6. 6. 5 cu 120. Da. Și vine 6 pe 20. 20. 6 pe 20. Care simplific o dată cu 2, 3, 3 pe 10. 10. Deci egal cu 3 supra 10. Plus. Plus sau minus? Minus. 2 pe... Păi minus 4. Da, minus 2 pe 5. 2 pe 5. Așa. Plus. 6 cu 90. 6 cu 90, da. Prin 3. Corect. 2 și... 30. 2 și 30, 5, 15 cu 10 prin 5. 15 cu 30, hai să zicem deodată. Da. A, da, 15 cu 30, 2. 2. 2 cu 2. 2 cu 2, da. Și dă 1 pe 10. Corect, plus 1 pe 10. Egal cu? 3 pe 10. Minus. Numitorul comun este cât? 10. Da. Și e un singur numitor 10. 4, minus 4 pe 10. Deci vine 3 minus 4. Vine 0. Plus 1 și face 0. 0 pe așa face 0. Așa. Și să mergem mai departe. Vedem altă exercițiu. Ce? 32 pe 5 împărțit 32 la 5, împărțit la 0,0289 radical din radical din asta, da? Da. Ori. Ori. Nu minus. Minus. 4 între și 2 pe 3. 4 între și 2 pe 3. Minus. 2,6 în perioadă. 2,6 în perioadă. Ori radical din 144 supra 256. Radical din atât, nu? Da. De 144 supra 256. 6. Și cam mai departe cu
15 supra 2. De ce 15? Nu, nu, nu. 15 cu 2, 17 supra 5. Așa, 17 supra 5. Ori. Ori. 289. Ai zis împărțit. Împărțit, împărțit. Păi, dar mă gândeam să spun ori direct, adică vreau să spun 10 la a 4-a supra 289. 10. Adică întorceam totul direct. Adică? Ori 10 ori. La 100 la a 2-a. Ori. Radical din. Radical din. 100 la a 2-a. Da. Supra 289. Așa, da. Minus. 4 3, 12 cu 2, 14, supra 3. 14 supra 3. Ori 81. Minus. Vezi, minus 2 între și. După, ai introdus aici 4 3, 12 cu 2. Mai. 14, minus 2, virgulă. Da, în fața lui era, am spus, radical din 196 supra 81. Unde? După 4 3 și 2. Și 9 3, vine în radical din. Ori radical, nu mi-am da, împărțit la radical. De fapt, venea împărțit la radical din. Împărțit sau? Împărțit. Ia să scriu, mă. Să fugit acolo orice și nu mi-a intrat asta. Deci zicem minus, aici, 4 3 și 2 pe 3, da. Împărțit la radical din 196 supra 81. Supra 181. Supra 81. 81. Supra 81. Minus 2 între și 6,6 în perioadă, ori radicalul ăsta, da. Da? E bine acum. Da. Deci 4, 3, 12, 2, 14, ori, acum ori. Ori 81 supra 190, radical din 181 supra 196. Adică, punem, face. 81 e 9 supra 14. Da. Minus. Minus. 24 supra 9. 24 supra 9. Ori. 12 supra. 12 supra. Nu cumva ai împărțit și aici? Nu, e ori. E ori. Ori, sigur. Supra? Supra, supra 16. Supra 16. Egal. Egal. 289 e 17 la a doua. Deci așa. O să fie 17 supra 5 ori 100 adică supra 17. 10. Nu, 100, da? 100, 100 supra 17. 100 supra 17, bun. Minus 14 pe 3. Da. Ori. Auzi, hai să facem un disfacit. Să poți face simplificări? Facem, nu permite. Bine. 1, stați. 14 cu 14, așa, staie. Da. Și 3 cu 9, 2. 3. Și bine, minus 3. Minus 3. Minus 3. Minus 24 cu 16. Așa. Prin. Prin 2. Prin. 4. Prin. 6. Prin 4. 4 e cel mai mare. Prin. 4. 8, nu? Ba da. Nu stați. Ba da. Da? Da, da, da. Atunci, 3 și 2. Și 2. 9 cu 12 prin 3. Da, da. 4 cu 2. 2. 2. 2. Sau... Și încă 3 cu 3. 3 cu 3. Și că rămâne 2. Minus 2. Minus 2. Și cam mai departe cu? 20 minus 6 deci, egal cu 14. 5 cu așa 20. Deci 20 minus 5, da? Egal cu? Da, cu 15. 15. Terminat. Următorul? Radical din. Te faceți un radical mai mare. Mai lung, mai multe. Da, așa. 2 întregi, da. 1 pe 2, totul la a doua. 2 întregi și 1 pe 2, totul la a doua. Minus 2 ori 2. 2, 2 ori 2 întregi 1 pe 2. 2 ori 2 întregi și 1 o doime. Da.
este diferență între 2 ori 2. Deci 2 ori 2 între și o doime. Cum ai înțeles tu asta? Adică între a scrie 2 ori 1 pe 2 și întrebarea este dacă este egal, se mi întrebare, cu 2 între și o doime. Nu. Care e deosebirea? Păi la 2 ori 1 pe 2 e 2 pe 2, 2, 1. Aici faci 1, calcul. Fac 2 ori 1 și la cealaltă fac 2 ori 2 plus 1, adică 5 pe 2. Deci aici e de 5 pe 2. Da. Adică am 2, 3 și jumătate. Deci nu e egal. Da. Așadar, aici are rost. 2 ori 2 între 3 și o 2. Da. Mai departe. Ori 1 între 3 și 1 pe 3. Ori? Un întreg și un pe trei. Un întreg și unul pe trei. Un întreg și o treime, da. Da, plus, paranteză. Un întreg și unul pe trei, totul la doi. Un întreg și unul pe trei, totul la doi. Atât? Da. Egal cu. 5 pe 2. Radical atât din? 5 pe 2. 5 pe 2. Minus. Am întrebare, domn profesor, nu știu dacă se fac bine. Fac, pot să fac 2 ori 2, adică să fie 4. Deci 5 pe 2 simplu lăsăm acolo sau mai zici? 5 pe 2 e mai fain mică. Păi nu. Lăs acolo. Păi era la a doua. Păi dar a doua la s-o șters? Din ce motiv? Cam radicalul. Am înțeles. Dar ce semn este aici? Minus. Dar e după el, nu e înaintea lui. Așa e. Adică radical din 9 minus 4 egal după tine, după ce ai spus acum, radical din 9 este 3 minus 2. Și face 1, nu? Bă, dacă facem calculul, cât este acolo? Radical din 9 minus 4 face 5 și radical din 5 egal cu 1. Nici mai. E greșeală. Descoperă. Avem vreo neapărat să descoperi. Ne va greși. Câte de aici. Dacă din fiecare, mă dă răspuns. Dacă fac calculul și pe extra, dă păi de acolo nu e minus 2. E minus 2 ori 2 la 1 pe 2 ori 1 pe 2. Nu-i totul minus? Minus ceva. A, da, da. Minus ceva, asta tot. Se poate radical din fiecare, la scădere. Adică, când am o scădere sau o adunare, zic radical din fiecare. Adică, iată-mă, încă o dată, insist. Radical din 5 la a doua plus 7 la a doua, cât este egal? 5 cu 7. 5 cu 7. Hai să facem calcul. Radical din 5 la a doua cât face? 25. 25. Plus 49. Plus 49. Și egal cu radical din 25 cu 49 face? 74. Radical din 74. Și adică 74 face 5 cu 7, 12. Gravă greșeală. Insist foarte tare. Nu numai pentru tine, toți prietenii noștri. Radical dintr-o adunare nu se poate. Nu se poate. Radicalul face treabă cât e dintr-o mulțire. Din fiecare face ca. Dacă este de lucrat, acolo cu anumele scăderi, facem tot calculul și pe urmă ce rămâne. Deci atenție, atenție, să fiu proști. Deci atenție, radical, asta, știi cum? Dacă greșeala asta rămâne, Davide, asta se perpetuează contra 12. Găsește elevi la clasa 12 care fac greșeala asta. Deci eu insist acum că suntem la început, să nu cumva să mai întâlnesc așa ceva, că știi cum mă supăr foarte tare. Iată, punem, am dat exemplu, am văzut exact, nu? Deci radical din A ori B
Deci radical din A ori B, egal cu radical din A, ori radical din B. Deci radicalul dintr-un produs înseamnă radical din fiecare. Deci când e un produs. Radical din A plus minus B, din plus minus B, egal cu lucrez. Face A plus minus B și îți dă lucrez. E diferit, să zic așa, e diferit de radical din A plus minus radical din B. Adică niciodată nu e egal cu așa ceva. E mare prostie. Altfel spus, radicalul știe dintr-un produs să facă treabă, dar nu dintr-o adunare sau o scădere. Nu știe. L-am nenorocit, dacă spun, din fiecare. E foarte grav. Și am dat modele. Exemple concrete. Limbele, da? Deci, radicalul e deștept. Face treabă când e un produs, când e o fracție. Când e o fracție, cum faci la o fracție? Radical din A pe B. Cum faci la radical din A pe B? Radical din A supra B, el spune, egal cu radical și de la de sus și supra-radical din B. Deci se descurcă dintr-o fracție, din fiecare, dintr-un produs, dar niciodată la adunare și scădere. Trebuie făcut ci adunarea acolo, ci este acolo făcut adunarea și scăderea respectivă. Lămurit? Lămurit sau nu? Ce spui? Da. Ține minte totdeauna. Deci aici, tu ai zis că fac 5 pe 2, ți-amintești, nu? Da. 5 pe 2, că ai făcut aici și pe mai zis radical din cealaltă și fac eu de acolo. Nu, dragă. Deci 5 pe 2 la pătrat. Da? Minus. Și hai să lucrăm aici. Minus. Spune acum, gândesc. Minus. 2 ori 2. 2 ori? Ori. 2? Nu așa, că e greșit. Cum? Atunci? 5 pe... E 10 pe 2. Adică e 5 pe... E 5. N-am voie să fac 2 ori 2 ăla. N-am voie. E greșit. E greșit. Trebuie să fac 2 ori 2, 4. Cum e 5? 5 pe 2. Îl las pe 2 ăsta. Da. Deci minus 2 ori... De fapt, trebuie să scrieți direct minus... Păi ăla e 5, vine 10 pe 2. 5 ori. Vă dau răspunsul direct în profesor. Și tot, ok, tot aia vă dau direct. Te rog. 5 ori. Wow. 20 pe 3. 20 pe 3, sigur? Da, minus 20 pe 3. Ia prima dată, justificăm acum. Minus 20 pe 3. Da, minus 20 pe 3. Și pentru prietenii noștri să vedem dacă ei sunt de acord cu asta. 2 ori 5 pe 2. 2 cu 2 se simplifică. Da. Că nu e 5. Da. Ori 3 și 1, 4 pe 3. Și acum 5 ori 4, 20 pe 3. Corect. Mergem mai departe. Plus? Plus? Da. 4 pe 3, totul la 2. 4 pe 3, totul la 2. 4 pe 3, totul la 2. Și egal cu 5 pe 2. 5 pe 2. Minus radical din... Hai. Radical din, din 20, 20 pe 3. Da. Plus 4 pe 3. Ești sigur? Cum să nu fiu sigur? Foarte sigur. Foarte sigur. Foarte sigur. Degeaba am pus eu la ceva. Păi de acum, de ce ați spus minus 5? Eu am pus, tot radical, tot ca fraza aia. Adică eu n-am pus cum am făcut dumneavoastră, am scris radical. Din? Tot. Din tot. Adică ai scris radical din tot. Da. Și atunci dacă ai pus din tot, cât este acolo? Trebuia să zic și 5 supra 2, totul la 2. Și ai scris așa? Am pus... N-am mai scris 5 la 2, am scris la radical din tot. Deci 5 pe 2, totul la 2. Am scris totul radical la... Păi atenție, doar n-am făcut nicio mișcare. 20 pe 3. Dar acum ai copiat odată, n-ar avea niciun rost. Da. Păi ce rost are? Hai că
ai mușcat din poanta asta din fiecare, degeaba te întorci tu. La un moment dat, camera s-o pute ca el țelul tău să văd exact. Da? Ai văzut? Te-ai te păgărit, te zâns sus. Am făcut doi atât, că dacă puneam doi era bine. Păi gata. Am greșit, da, am greșit. Deci nu, mai ne acoperim strunăt. Ultima, nu din fiecare. Calculăm! Calculăm aici. Deci e calculat de care zi. Trebuie să aduc... 25 pe 4. 25 pe 4. Așa. Minus 20 pe 3. Plus 16 pe... Plus 16 pe 9. Și calculare, Calvin, vorbește acum. Păi, numitorul comun este 36. Da. Și pe prim o să fie radical din... Wow. 25 ori 9. Aici am plătit cu cât? Cu? Cu 9. 9. 25 ori 9? 5 ori 9, 45, 5, 5 ori 9, 18 și cu 4, 22. Deci, 8 făceau 200. 225. Minus 20 ori 3 ori 12. Ori 12, da. 2 ori 0. 0, 4, 0, 240. Deci minus 240. Plus 16 ori 4. 64. Minus 5 plus 64, 59. E calcul radical din 59 supra 36. 59, radical din 59. Da, radical din 36. Supra radical din 36. 36. Așa. Dacă e făcut corect, ia să vedeți dacă e făcut corect. 225 minus 240 plus 64. Am greșit. Ai greșit. O greșit că de... Ia, hai, hai, hai. Îți spui problema, că nu e radicalul exact, de ce? Păi da, nu, dacă la mine 240 minus 225 îmi dă 5. 240 minus 225 îmi dă 5, da? Da, îți dă 15. E minus 15. Minus 15 plus 64. Da. 64 minus 15. Da. 48. Așa, da? 48. Nici asta nu dă. Nici asta nu place. Nu mai e favorat. Păi dă 15 la scădere, minus 15. Minus 15 și cu 64. De 64 scăzeți pe 15. E 49. 40. Băi, cu 9 îmi place câteodată. Da, 49, nu 48. Și acum radical din 49 este? 7 pe 6. 7 pe 6. Deci, răspuns corect, 7 pe 6. Haide să reflectăm cu dată. Capcanele. Capcanele ai ieșit și ăsta. Acolo cu minusul. Deci, atenție, introducem întregi în fracții și aici ai lucrat foarte bine. Clar, aici n-am avut niciun comentariu de făcut. Aici a fost problema că radical de fiecare. Grav și-am punctat-o aici, am insistat foarte tare. Erau puse aici. Clar și insistent, numai din produs se descurcă. Măi, nu-i deștept radicalul ăsta decât atât. Când are un produs și o fracție se descurcă. Dar dacă are plus, minus, subradical, trebuie făcut calcule. Vindele? Da. Nu te mai pucălești niciodată, să știi. Dar mai am bun. Bun. Facem, îl facem, dar nu, eu vreau să spun ca idei. Dacă de aici încolo te mai prind o dată, te fac de toată parte la... Te scot în față aici. Fii ce fac. Te scot în față și spui, David, ăsta e David. Am punctat acolo, am arătat, am insistat. Mă, ce, din clipa asta, când fac asta, o fac pentru toți prietenii noștri. Deci eu insistând pe chestia asta, că te scot la tablă și chiar n-am să te scot, la prima greșeală. Și asta înseamnă că și la clasă, dacă vei face vreo greșeală, și vii cu lucrarea de la clasă cu greșeala asta, eu dat-o să spun, uite, asta e lucrarea ta. Ai greșit.
Bun. Hai să vedem atunci. Atenție. E. Așa. Radical dintr-o linie mare, radical dintr-o linie lungă difracție, da? Da. De la... Nu lungă difracție, la radical linia. Așa. Radical lung, zic ce mai da. Așa, da? 0,5 la a doua. 0,5 la a doua. Plus 2 ori 0,5 da. Ori 0,12. 0,12. Plus 0,12 totul la a doua. Radical din. Și acum ce faci? Îi duc totul pe fracții. Dar acolo era... Un radical adânc, totul supra o fracție, așa? Sau nu? Nu, scriu fiecare în formă de fracție. Acum, e cam mai departe? Zici, da. Așa, în continuare... 5 pe 9 totul la a doua. Deci radical din, adânc din. 5 pe 10. 5 pe 10 totul la a doua. Care înseamnă 5 pe 10, 1 pe 2, aștept. 1 pe 2. 1 pe 2 totul la a doua. Plus 0,5 pe 1 ori. 1 ori. 12 pe 100. Adică zici și repede 6 pe... 6 pe... 2 pe 50. 6 pe... 50. Pe 50. Adică mergea chiar prin 4. Da. 3 pe... cât zici eu? 3 pe... 25. Da. Așa, plus... 3 pe 25 plus 12 supra 100 iarăși. Da. Deci vine tot 3 pe 25. 3 pe 25. 25 totul la a doua. Și egal cu. Așa, nu. Să-ți găsim numitor comun. Adică? 25 cu 25, 50. 50. Numitorul comun? Da. Ia să mai vedem o dată. N-ar fi bine să facem, să zicăm, la a doua și trebuie pe acolo să ne dăm seama? Ba da. Hai zicem, radical, radical. Când ai zis tu 50, la ce te-ai gândit? Hai să spunem. Ca să vedem bileșeala. Eu am venit eu. Da, sigur că da, e 4 și 25 la a doua. Care mi s-a mult. Nu mai mult de 200. Deci vezi și numitor comun? Vreo 425. Vedem noi ce va fi, care va fi numitor în cer. Ateți multă. Facem calcul dacă nu trebuie aici. Adică facem întâi puterile și urmă adorești scădere. Da. Adică mai putere, că așa zice. Da. Deci radical din, zice. 1 pe 4, vorbește. 10, radical din. 1 pe 4 plus 3 pe... 1 pe 4 plus... 3 pe 25. 3 pe 25. Plus... Plus 9 supra 25 ori 25... 6 pe 25. 6 pe 25, da. Așa. Și egal cu... Care este numitorul comun? 6 pe 25. Nu, nici 6,25 noi. Nici. 6,25 ori 25, nu? Ori 4. 25 se află în corpul ăla pe aici. 2,500. 25 se află în corpul ăla pe 6,25. Adică trebuie să mulțesc pe 25 cu 25 ori 4. Nu. Nu, se află în 25 în corpul ăla. Da, păi pe 25, ăla pe 3 pe 25, trebuie să mulțesc cu 25 ori 4. Nu. Ba da! Pe cine? La amplificare? Da! Asta da! 25 ori 4. Și 25 ori 4 când am pe 25 ori 4. Numitorul comun este 4 ori? 4 ori. 625 ar trebui să fie. 1500. Și deci... Nu, nici 1500. De 4... De 2500. Lăsăm așa. Uite, dragule. Lăsăm așa. La numitor nu umblă. Deci 2 la a doua, ori 25 la a doua. Ce ne pasă? Nu mă interesează numărul. Dar chiar. Iar la amplificare aici, la 4 cu cât amplifică aici? Cu 25. Cu 625. 625. Plus. Aici, la 3 cu cât? Cu 25 ori 5, 25 ori 4. Și cam cât din 25 ori 4? 100. 100.
Și la 9? 4. Cu 4. Și atunci va fi 625. Plus da? 300. Plus 300. Plus 36. 36. Și iată rezultatul. Egal cu radical din... Nu, radical din 961. 961. Supra. 2 la a doua, ori 25 la a doua. 2 la a doua, ori 25 la a doua. Și egal cu? La asta care... este 961. Cât este oare radical 961? 39 ori 39. 39 ori 39, cum te-ai gândit așa? Dar... 40 ori 40, 1600. Da. Și... mai scad, nu? Uf, până la 900, mai atunci... 91. 91, 91? Da. Nu, 31. Asta e 31. Dar l-am mai avut, 31. Așa, 31, supra... 50. Deci, da, 2 ori 25. Aici e radical din fiecare linie, adevărat, e mulțiri. Exact. Deci, 4 ori 25, 100. Nu te... Astăzi, nu. Astăzi, nu, dar nu se știe. Cât anul ăsta vom face, ți-am spus, cu prima... Și cu semnele. Neapărat și cu semnele. Revenim la semne. Dar trebuie și la semne și la o singură greșeală, scot afară. O scot afară, scot în fața clasei. Nu afară, că e să bucură dacă scoate în fața clasei. Nu, scot în fața clasei și filmat. Bă, de fapt, de râs. Ce râs, mă, ca să țină minte. Sigur că da, e importantă chestia. Auzi, fii atent, ca să, să ieși în fața la tablă, rămâi pe veci acolo, din credea. Dar am făcut asta prin soare. Știți ceva, un profesor? Spune, dau copyright. Să vă dau videoclipul jos. Nu-l poți da. Deci n-ai cum. Cu Cristi. Da, da. Doar atât. Singura ta chestie, spunești cu Cristi. Da. Da. Uite, da, cum prin soarea făcută, am stabilit împreună. Cea mai bună. Da, plus mai trebuie... Te vadă de generații de-a rândul. Să se gândește cum acum e cumplit. Ce, care e soluția? Ochii mari, mari ochii, să nu greșești vreodată. Da? Ia să vedem, mergem mai departe. Alt exercițiu. Te rog. 3 între și 1 pe 2. Acum suntem chiar în lecția asta. 3 între și 1. Da. Deci ați șters, ați văzut că am fost inteligent. Așa, te-a fost acolo. O drăguță gândindu-te ca să fie acolo pentru el. No. Mama, tot mamă. Deci 3 între și o doime. Mai departe. O radical din 0,0225 minus 0,6 în perioadă. Sub radical. Minus. Nu. Minus 0,6 în perioadă. Așa. Ori radical din 1,125 ori 2. 1,125 ori 2. Și asta era sub radical. Așa. Așa. Plus 0,27 în perioadă. 2,7 în perioadă. Ori radical din 0,09. Nu mai vreau exerciții din asta. 0,09. No. Mergem rapid. Da. 3 ori 2 e 6 și cu 1 e 7. 7 pe 2. Ori. 225 supra 10 la 4. Radical din 215. De fapt putem scrie în direct. Da. 15 prostă. Și dacă mai ștergem o dată.